Că ne place sau nu să recunoaștem, întruparea Domnului Iisus nu este despre cârnați, brad, daruri, moș Crăciun și porc. Întruparea Domnului Iisus Hristos are un mesaj foarte specific atașat ei. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Este printre primele mesaje transmise de îngeri din partea lui Dumnezeu chiar înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, un mesaj atașat de întruparea Domnului Iisus Hristos. Observați patru aspecte foarte importante în acest mesaj. În primul rând că Iisus este Mântuitorul. Nu noi ne mântuim, nici dacă vrem, nici dacă nu vrem. Noi nu avem dorința de a ne mântui. Dumnezeu este Mântuitorul prin Domnul Iisus Hristos. El va mântui. Nu noi ne vom mântui, ci El ne va mântui. Apoi spune că El a venit ca să mântuiască. Hristos n-a venit în primul rând să fie un model pentru noi, n-a venit în primul rând să ne dea niște învățături, ci Hristos a venit în primul rând ca să ne mântuiască, să ne scape, să ne elibereze de povara păcatului, de puterea păcatului, de vina păcatului, de pedeapsa pentru păcat, de mânia lui Dumnezeu și așa mai departe. Hristos a venit să ne mântuiască. Sărbătoarea întrupării arată ceva despre starea noastră, despre problema noastră, că avem nevoie de mântuire, că suntem într-o stare mizerabilă și nenorocită. Și lucrul acesta a făcut necesară coborârea Domnului Iisus, întruparea Domnului Iisus. În al treilea rând spune că Iisus a venit să mântuiască pe poporul lui. Întruparea Domnului Iisus trebuie să ne facă să ne gândim la această formațiune spirituală numită poporul lui. Noi nu putem ignora pe ceilalți credincioși și în același timp să spunem că ne bucurăm de întruparea Domnului Iisus, pentru că întruparea Domnului Iisus a generat strângerea tuturor credincioșilor într-o formațiune nouă spirituală. Sunt multe persoane care disprețuiesc adunările Domnului Iisus Hristos și totuși se consideră creștini. Lucrul acesta este incompatibil cu primul mesaj referitor la întruparea Domnului Iisus Hristos. Și în final spune Scriptura că El a venit să mântuiască pe poporul lui de păcatele sale. Întruparea Domnului Iisus Hristos ne obligă să ne gândim la păcatele noastre, ne obligă să ne pocăim. Portretizarea unui Hristos micuț care încă inesle, cu care facem noi absolut ce vrem, este o travestire a creștinismului pentru simplul fapt că Iisus Hristos pentru asta a venit. Să ne izbăvească, să ne scape de păcatele noastre. În aceste eveniment, în aceste sărbători, așa cum sunt numite, ar trebui să ne gândim în plus și în continuare la faptul că suntem păcătoși și acesta este motivul principal pentru care Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. El nu s-a întrupat că nu se simțea bine în cer, El nu s-a întrupat că avea nevoie de atenția noastră sau de favorul nostru sau de ajutorul nostru sau să ne dea nu știu ce lecții. El s-a întrupat pentru că suntem păcătoși.